Aseară, detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje din municipiul Bârlad, pe strada Bistriței. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la depozitul de furaje și se extinsese spre acoperișurile a două locuințe din apropiere. Două persoane suferiseră intoxicații ușoare din cauza fumului extrem de dens și toxic. La fața locului au fost chemate și două echipaje de prim ajutor, o ambulanță SMURT și o ambulanță tip C aparținând SAJ Vaslui, sub stația Bârlad. Până la sosirea ambulanțelor, cele două victime, o femeie în vârstă de 87 de ani și un bărbat în vârstă de 39 de ani, au fost ajutate de pompierii militari. După sosirea ambulanțelor, victimele au fost evaluate și au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior acestea refuzând transportul la unitate medicală de urgență. Pompierii au lucrat mai bine de 4 ore pentru lichidarea tuturor focarelor, incendiul fiind stins în limitele găsite. Au ars aproximativ 15 tone de furaje și aproximativ 5 metri pătrați din acoperișul unei locuințe. A fost degradată tencuia la două case pe o suprafață de circa 15 metri pătrați. Au fost salvate cele două locuințe. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost lucrul cu foc deschis în spațiu deschis. În această dimineață, în aceeași locație, a izbucnit un alt incendiu, de data aceasta într-un spațiu în care mai multe familii își depozitau resturile menajere. Pompierii militari bârlădeni au intervenit tot cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, aceștia acționând pe două sectoare de intervenție, primul pentru lichidarea focarului, iar cel de-al doilea pentru protecția locuinților din apropiere. După aproximativ două ore, incendiul a fost lichidat. Nu au fost victime, au ars aproximativ 2 tone de deșeuri menajere. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost lucrul cu focul deschis în spațiu deschis.